Salutare, oameni buni, eu sunt Valentin DMV și de data asta o să facem un tractor vlog. Din nou, bineînțeles, am revenit și sunt la dat cu îngrășăminte. Azi, stați așa să vă spun cât ce zi este. Azi e 9 aprilie. Știu, n-am mai filmat nimica. Am dat și combinator, din păcate n-am filmat niciun vlog. Asta e. Azi o să filmez Q&A-ul ăla. Acum mă duc, îi remorca la vale și acum mă duc să duc doi sași la ăsta, la celălalt. Avem două meauri și mă duc doi sași la celălalt. Și azi o să filmez și Q&A-ul ăla. Trebuie să mă întorc aici, că eu n-am greutate pe spate. Și mă duc cu la vale. Acum urc pe ieri mă cobor. Ne-a și plouat puțin. Ieri a dat 5 litri. Aici trebuie să mă întorc? Da. Așa. Stai să nu calc mult orzul. Ăsta e a nostru orzul. E prima oară când filmez cu GoPro. Păi asta se mai fac așa mult balans saci ăștia. Eu am probleme cu saci, fac de-a balans. Acolo avem și mau, ăsta metul dă cu ierbicidează, dă tratament la orz. Așa, stați așa. Hopa, 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 ușor, 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 bobiță. Așa, ia hai să dau eu drumul la Q&A. Am făcut o poză cu un prieten. Nu s-a atent și au ce am făcut acolo, am călcat greu. Băi, greu, sincer, chiar se prezint destul de bine la ce... El acum în februarie a început să crească. Băi, da, eu nu sunt atent. Mai bine mă duc și mă opresc acolo. N-am o leac de mers cu spatele. Băi, hai să vă spun întrebările de bază. Câți ani am? 17? Întrebări care mi le amintesc eu așa. Așa, câte ne-am? 17 ani. YouTuberul preferat. Ovidiu Pop. Băi, om mi se pare genial. Și distruge el mașinile. Dar azi zice mașini de tot râsul. N-ai ce să le mai faci, distruse. Așa și... Na, chiar n-ai să le mai faci la mașinile alea. Îmi place maxim de omul ăla. Și a plecat de jos. Ați văzut. Nu știu dacă îl urmăriți, vă las. Să-l știți toată lumea ce să mai. Și... Omul din nota 10, n-am ce zice. Ia uite, ai cu case-ul, chiar nu știu. Ia uite că stă, hai să mă grăbesc o leacă. N-am timp acum de YouTube. Cred că să foc așa ca în camera pe cap. Asta e un maur românesc, celălalt... Avem mai multe mauri, avem vreo 4-5 mauri noi. Dar folosim, acum le folosim pe astea două. Gata. Iată să caut întrebările. În față? N-am cum să mă mai fac ca ating acolo un colț la mau. Așa. Bam, bam, bam. Unde mă? O să 25 comentarii. Ai acces la fonduri fonduri europene, nu am accesat. Gata, merg. Nu am accesat fonduri Rafaeli. Întrebarea asta a fost pusă de Rafael. Nu am accesat. Vă las canalul lui Rafael în descriere, face niște videoclipuri foarte frumoase. Nu am accesat, în caz pentru cei care nu știu, Rafael a pus întrebarea așa de, na. Așa.
Nu am accesat niciun fond european. Deși aș vrea să accesez, dar n-am reușit. Am zis că fac, o să încerc din nou când mă împlinesc 18 ani. Și aia e. Ia să mai vedem ce mai este pe aici. Ce sămânță de porumb și floare soare folosești? Pioneer. Ai vreodată una TV? Da, am avut. Și dacă da, ți-ar place? Da, mi-ar place și chiar vreau să-mi iau unul. Ce părere ai de John Deere 6920? Băi, am auzit că tractoare destul de reușite. Ai prietenă? Da. Ce au spus colegii tăi când au auzit că te ocupi cu agricultura? Băi, nimic, ca să o învăț acum mine de atâta timp. De ce nu-ți iei un, de ce nu-ți iei un tractor niholand? Am două tractoare niholand chiar. Ce faci neftoi? Am văzut că ți-ai luat teradisc. Nu mi-a luat teradisc, mi-a luat compactorii ăla. Așa. Sau dacă ai început, sau dacă ai începe să faci o fermă și ai avea buget de 50.000 de euro, ce utilaje ți-ai lua? De 50.000 de euro, sincer să spun, mi-aș lua un Belarus nou și utilajele care îmi trebuie, atât. Tot ce îmi trebuie, semănătoare, mau, met, plug, Belarus, la 50.000 de euro. Ce semănătoare de plante prăjitoare ai? Un maschio pe 8 rânduri, MTR, aia cu buncărul mare, e grea rău. Și ce hibrizi folosești? Folosesc mai mulți hibrizi. Mai joci Farming Simulator? Da, mă mai joc. Ți-ai extins de ferma și în altă localitate? Deja am sunt extins pe 3 localități. Dacă ai vrea vreodată să sar parașul, băi, sincer, chiar am asta în cap. Chiar vreau să sar parașul odată și odată. Mai încolo, nu acum. Și eu ce altă experiență, să ric parașul, așa. Ce părere ai de Valtra? Băi, am auzit cu tractoare și reușite și nu reușite. Am auzit care se plâng și care nu se plâng. Ce zici de Duit Far 7250 TT Warren Roll? Frumos, rău, chiar n-am ce zice tractorul ăla. Ai doar o fermă? Nu, am mai multe ferme. Prezentare la Ford. Poate o să fac, de ce nu? Când te-ai gândit să-ți faci o fermă și ce liceu? Așa. De ce nu-ți plac tractoarele TV? Nu-mi plac tractoarele UTB pentru că deja sunt depășite, o trec cu vremea lor, n-avem ce să mai facem cu ele. Tractorul la 10 ani și comena la 7 ani. Câte hectare lucrezi? 1400. Câte tractoare ai? 9. Ce tractor vei să achiziționezi pe viitor? Încă nu știu. Încă nu m-am hotărât. Ce tractor din fermă îți place cel mai mult? GCB-ul. De unde ai cumpărat JCB-ul? De la NHR. Pentru o fermă de început, ce tractor recomand? Na, ce tractor îți recomand? Așa-i cântilenii. Agăstu? Asta e tata, în caz de nu știați. El nu merge deloc tractor. Că mai citim un comentarii că am pus acolo. Eu chiar să mă nu văd. Ce zici, din ce județ ești? Câți ani ai? Din sunt din județul, stai să închid ușa asta că s-aud din nașpa, cred. Sunt din județul Galați. Așa și am 17 ani, am mai zis asta. Cât ai dat pe GCB? 221.000 de euro. Este bunul GCB din 99-2002. Băi, îți dai seama că tractorul ăsta mare care l-am, eu sunt mulțumit de el. Nu știu cum sunt alea vechi. Eu zic, am auzit că sunt lucruri bune despre ele. Acum nu pot să-ți recomand chiar. Eu n-am avut de ce să spun dacă e bun sau nu.
ce părere despre New Holland? Dacă vorbești tractoarele noi, seria T de Fujdia, de Turcia, nu. Dacă vorbești tractoarele T, super. La iubită, da? Te-ai îmburdat vreodată cu tractorul? Îmburdat nu știam prima oară, mi-a spus o dată întrebarea asta. Nu m-a răsturnat cu el. Îmburdat înseamnă răsturnat în alte zone. Primul, ce tractor ar fi bun de început? Pentru un tractor, Challenger, ai dat GCB-ul clar, fără doar și poate. Fai, dar eu văd rău tare față, mă, ești nebun? Când va veni următorul tractor, nu știu. Ai să-ți cumperi un John Deere seria R? Nu, nu o să cumpăr. Sau un tractor mai performant, dar și tractor mai performant vrei față de GCB. Care este mai bun? John Deere, ăsta, Duiță, New Holland, dați o părere. Băi, sincer, tractoare proaste nu mai face nimeni în ziua de azi, ca să știi și tu. Singur tractoare, oamenii sunt traidile strică, merg aiurea cu ele. În rest, nu prea mai face nimeni tractoare proaste în ziua de azi. Ce o zic sincer? Au tu zburat telefonul? Băi, parcă mi-era și mie dor să filmez ceva. Îmi pare rău că n-am filmat nimic cu combinatorul. A fost prost. Pe ce-o patina cumva sau cum, nu dau seama? Azi e marți. Opa! Eu sunt cu D1. Așa. Când vei, ce alegi între Holland și Case? Același lucru, sincer aleg. Dacă vorbesc, stai, nu prea văd acolo. Dacă iau eu sacul ăla, îl iau? Nici nu-l înțep. Băi, ce bună. Oare ridic cu spatele? Să nu mă ridici de bot? De cur? De funduleț? Hai cu ea, așa, usurel. Da, cu ce? Că de cât usurel? Hai să mai citesc o întrebare ca să fiu mai atent aici la spate. Când vei face un nou clip? Zi-mi o părere de John Deere 6215R. Băi, nu știu, că am auzit că sunt bune și rele. Adică am aici unul în zonă la mine. Din nou să spar niște conducte. Multă lume crede că John Deere și Fender sunt rege. Nu e chiar așa, crede-mă. Sunt multe tractoare pe piață care să facă, sunt chiar bune. Adică pot să spun că am auzit și mulți care se plâng de Fender. Vă iau ușurea mai bine. Voi chiar nu vă dați seama pe cameră că de mare panta asta, dar chiar e mare, frate. Nici n-am greutate pe spate și e aiurea rău. Hai că ridic un sac, nu e așa rău. Adică eu stau în zona de deal și în zona defavorizată. Ia să mai citim. Nu pot să-mi dai mesaj pe Instagram. Nu știu ce nu pot să-mi dai mesaj pe Instagram. Apropo, Instagram-ul. Vă las Instagram-ul meu chiar aici. Dați-mi un follow, postez chiar destul de des. Acolo sunt cel mai activ. Hai, care va fi următoarea achiziție? Cred că o prășitoare, m-a spus eu. Bă, aici cred că tot o să fie cu acest episod. Iar până data viitoare, nu uitați un like, un follow pe Instagram. Și cam atât. Și un like la pagina de Facebook la Obositul Domn Facebook. Iar până data viitoare, v-am salutat. Pa, pa!